Asociu, doamnelor și domnilor. Pune muzică? Suc, lins, mângâiat și bătut la fund cu tandrei. Nu cred să fi fost vreodată în relații mai bune cu mine sau să fi scris mai bine decât la 15 ani, când în fiecare seară obișnuiam să comit câteva pagini în îndesat pornografice, numai și numai pentru uz personal. Nu știu dacă vă imaginați cam ce se întâmpla în acele mici povestiri. Vă pot însă spune că în fiecare cuvânt eram sub, lins și bătut la fond cu tandrețe, de zeci de femei, bărbați, copii, animale, care mulțumeau că există și nu era niciun fel de dragoste între noi, doar ceea ce eu aș numi o comunicare perfectă. Și mai citesc ceva? Sigur că da. Fratele Păduche. În fiecare seară mă întorc în cămină bătut, pentru că nu e nici 11, și eu aș mai fi rămas, eu aș mai fi băut cu prietenul meu Eugen, care a alergat pe ultimul troleibuz. Deschid ușa, rugându-mă să nu fie nimeni în cameră, să fie plecați la discotecă sau oriunde, căci îi urăsc nici măcar și e ciudat dacă e camera goală, parcă încep puțin să iubesc. Din clipa în care îmi scop bocanci, mă simt condamnat. Ceva ireversibil ca o vasectomie. Pentru că până dimineață nu mai am putere și mă mișc și de afară se aud muzici. Mă întind în pat, mă gândesc la vechii mei prieteni, la un Crăciun fără zăpadă, la cheful de la Costel, că ne-am culcat fiecare cu cine am apucat și ne-am trezit a doua zi cu păduchii. Credeam că numai eu am și mi-era rușine și ceilalți la fel. Mihaela credea că am lipsit-o pe soare sa și eu credeam că e mod de la Daniel, care ieșise din pușcărie. Paula i-a spus Mihaelei și Laura a zis, am fost și eu la un chef de-al vostru și m-am umplut de păduchi. Marcel s-a ras în cap, eu m-am tuns, fetele s-au dat cu gaz. După câteva luni, la o bere, ne-a luat inimele în dinți și am arturisit. Astfel am aflat că nu Daniel era vinovatul, că el ieșise din pușcărie doar cu ploșnițe, că povestea pornise de undeva din afara noastră și în fond totul se explica prin dorința simplă, omenească a unui păduche în singurat, de a sărbători Crăciunul cu noi.